Monarhia invadează România, este vorba de noile case regale ale cele mai importante minorități migratoare a țării, regi, împărați, prinți și prințese. Despre ofensiva acestui ghiveci politic cu iz de manele ne vorbește exegetul țiganiadei Ciprian Aron. Socare Luciana, Socare Prala. Asta pentru că vreau să învăț și eu limba de mare circulație internațională cu care vă descurcați liniștit în orice gară sau piață din marile orașe ale Europei. Pentru că acolo se află cei mai mulți vorbitori nomas supuși ai caselor regale cu doi de râ. Cei drept nu sunt singurele case de care ei se simt apropiați. Unii dintre ei manifestă simpatie specială pentru casele de amanet, casele de bunuri valorice sau casele de schimb valutar. Daniel și Dorin Cioabă renunță la tron în favoarea unei dinastii europene. Cei doi s-au speriat probabil că deznodământul sângeros din Game of Thrones s-ar putea repeta și în cazul lor. Încă nu s-au hotărât asupra persoanei, dar gândurile a zburat la Roșu Împărat, la Harapal, la Greuceanu și chiar la Harry Potter. Această decizie l-a convins și pe împăratul Iulian să renunțe la tron. Am făcut-o de mai de mult, dar nu știau ei. De câțiva ani port doar Pampers, a recunoscut smerit împăratul. Reforma casei regale va fi una fără precedent. Pentru a deveni mai popular în lume, regii vor o națională de fotbal. Astfel am aflat și numele noului selecționer. E vorba de Mircea Strălucescu, omul care a inventat totul în fotbal. Și a descoperit printre alții pe Bodola, Basil Marian, Ferenc Pușcaș, Pele, Messi sau Ibrahim Novici. Tehnicianul a fost convins cu greu să revină în țară după teribilul accident în care a fost lovit de un tramvai. Nu a fost doar o întâmplare, bag mâna în foc. Vatmanul era meme că l-a văzut puradelul meu răzvan, a spus Il Străluce. Am aflat pe surse că o altă pistă încercată de cei doi regi ar fi fost nepotul din flori a lui Carol al II-lea, Paulică Lambrino. Numele l-ar fi ajutat cu siguranță, doar că autoproclamatul soț al prințesei Lia ar fi declarat că e descendent direct din Bulibașa Burebista. Sunt dac căldărar și cer să mi se retrocedeze brățările dacice, a decretat Paul. Acest lucru a speriat bordelul regal, mai cu seamă că recent s-a descoperit primul ghiul dacic și cravata getă placată cu aur și diamante. Cu atâția regi, împărați, faraon și șef de trib, eu vă spun, Taves Bachtalo, puterea e la noi și cu ce ne ajută.